Vești bune de la primăria Drobeta Turnu Severin. În câteva zile va începe reabilitarea în întregimea splaiului Mihai Viteazu. Se va lucra pe două tronsoane pentru ca circulația în zonele respective să nu fie afectată decât parțial. Într-o săptămână, maxim două săptămâni, constructorul va începe efectiv lucrările la reabilitarea splaiului Mihai Viteazu. Lucrarea se va începe pe două tronsoane în același timp. Primul tronson pe care se va desfășura această lucrare va fi începând de la sensul giratoriu splaiul Mihai Viteazu, bulevardul Mihai Viteazu cu bulevardul Aluniș către zona Carrefour. De asemenea, al doilea tronson va fi de la calea Craiovei, sensul giratoriu de la calea Craiovei până la zona Cora. Se va lucra în aceste două tronsoane în același timp, deoarece este mult mai ușor așa. Severinenii sunt rugați să respecte indicatoarele ce vor fi instalate de către constructor și să aibă răbdare în trafic, având în vedere că circulația rutieră și pietonală vor fi îngreunate. Pe această cale vreau să rog toți severinenii să fie înțelegători, să ne înțeleagă că probabil circulația va fi puțin deranjată în această perioadă, dar reabilitarea acestui bulevard este absolut necesară și trebuie făcută cât mai urgent cu putință.